Cu prilejul manifestărilor dedicate aniversării a 620 de ani de atestare documentară a cetății Târgoviște, expediționarii dâmbovițe îngrupați în jurul Asociației Chindia Jurassic Park vor merge într-un pelerinaj la locuri simbolice ale spiritualității românești, la schitul românesc de pe muntele Athos. Având înalta binecuvântare din partea Arhiepiscopiei Târgoviște, echipa formată din Nicu Posta, Ionel Glodeanu, Ninistan și George Țâncu va duce simbolurile Arhiepiscopiei alături de stema municipiului Târgoviște și de tricolorul țării la schitul românesc de pe muntele Athos. Mare bucurie și onoare vă ofer din partea înaltă Sfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropoliții Nicon acest drapel cu stema Arhiepiscopiei Târgoviște, pe care vă rugăm să-l purtați ca simbol al binecuvântării de a merge și a atinge acest obiectiv foarte frumos, acela de a ajunge în Sfântul Munte Athos și pe vârful Aton, pentru că sigur că este un obiectiv foarte important pentru întreaga lume ortodoxă și pentru toate popoarele religioase în general. Vă mulțumim și vă dorim drum bun și călătorie binecuvântată. Mulțumim, Doamne ajută, mulțumim pentru înalta binecuvântare care am primit-o. Sigur vom reprezenta cu cinste atât Arhiepiscopia Târgoviștei, cât și Consiliul Local. Vom duce și, vă spuneam, și tricolorul, atât în inim, cât și simbolic. Pelerinii au pornit din fața primăriei municipiului Târgoviște, unde au fost așteptați de primarul municipiului Cristian Stan, viceprimarii Carmen Holban și Cosmin Bozieru, city managerul Liviu Stoica și reprezentanții Arhiepiscopiei Târgoviște. Este vorba de o călătorie cu foarte multe semnificații. Primăria municipiului pe muntele Athos, primăria municipiului Târgoviște este încântată că se întâmplă așa ceva. Aș dori acum să le dau cuvântul celor care sunt protagoniști acestui eveniment, să spună care sunt semnificațiile acestei călătorii, muntele Athos și de ce merg acolo. Aș parafraza pe John Fitzgerald Kennedy, care în 1961 se adresa poporului american la investire. Nu trebuie să ne întrebăm ce ne dă America, ci ce putem da noi, americii. Noi, Târgoviștei, nu îi cerem mare lucru, ci să ne dea cetății Târgoviște, autorităților locale, le cerem să ne dea dreptul să îi reprezentăm. Dacă până acum Asociația Chindia Jurassic Park a adus simbolurile României, ale Târgoviște, pe multe vârfuri, cote înalte ale Europei, de data aceasta vrem să ducem aceste simboluri într-un loc sfânt, pe muntele Athos. De ce pe muntele Athos? Fiindcă există un schit românesc pro-romu, iar noi ne vom duce la acest schit îmbrăcați cu costume populare românești, cu tricolorul în dreptul inimii, deci este un schit românesc, unde este icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. Maica Domnului este ocrotitoarea cetății Târgoviște, iar pentru acest demers al nostru am obținut înaltă binecuvântare din partea Arhiepiscopiei. Obiectivul principal al acestui pelerinaj este însă închinarea la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și pomenirea eroilor neamului morți de-a lungul vremii pentru libertatea acestui popor, ținând cont că Maica Domnului este ocrotitoarea Târgoviștei, o copie a icoanei Maicii Domnului, prodromnița, va fi adusă autorităților municipiului Târgoviște și predată în ședința festivă din data de 8 septembrie 2016, cu ocazia zilelor cetății Târgoviște.